ziua și bine v-am găsit la un nou episod din seria de podcasturi cu și despre fete și femei rome, dincolo de stereotipuri și prejudecăți. Acest podcast este realizat în cadrul proiectului Rețele de Solidaritate pentru Femeile Rome, proiect derulat de Eromnia, Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome, împreună cu Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate, SASTIPEN, și beneficiază de o finanțare în valoare de 250.000 de euro prin programul Active Citizen Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SEE 2014-2021. Bună ziua, Adelina! Îți mulțumesc din suflet că ai acceptat să vorbești cu mine. Chiar mi-era dor de tine. Să mai vorbim și noi ca fetele. Bună, draga mea, și mie îmi pare foarte bine că ne vedem. E ceva timp de când nu ne-am văzut nici fizic. Mm-hmm. Măcar online să ne vedem, să ne auzim. Mi-aduc aminte exact ultima dată când ne-am văzut. Era chiar înainte de pregătirea ta de nuntă. Da. Deci, cumva, cred că sunt vreo 2 ani de la nunta ta. Aproximativ. Da. Da. Te-am ales pe tine să stai de vorbă cu noi în cadrul acestui proiect, pentru că noi, cel puțin, considerăm că ești un model pentru comunitatea ta și aș vrea să te cunoască și alte fete din alte comunități și aș vrea să ne vorbești puțin despre tine, Adelina. Cine este Adelina? Cu ce te ocupi? Ce faci? Cum ești? Adelina este o fată de 28 de ani. Lucrez în Asociația România de aproximativ 7 ani. Lucrez ca facilitator comunitar. Facilitez întâlniri între comunitate și organizație, comunitate și primărie. Da. Și de aproximativ un an sunt și mămică de băiețel. Să-ți trăiască, să-ți aducă numai bucurii. Da, mulțumesc. Să vede că ești fericită. Sunt, chiar sunt fericită și îi mulțumesc Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat, pentru tot ce ne-a luat în ultimii 2 ani. Da, îi mulțumim pentru toate. Pentru tot ce ai. Dumnezeu știe să ofere tot la fiecare om după inima lui și după ceea ce își dorește. Adelina mea dragă, ne cunoaștem de mulți ani, nu mai știu, am pierdut șirul. Și eu cel puțin ți-am urmărit activitatea în ultimii ani și ai avut o evoluție remarcabilă din punctul meu de vedere, cel puțin în Eromnia. Aș vrea să ne povestești de unde a pornit totul. Cum ai ajuns tu să lucrezi în Asociația Eromnia, o asociație pentru promovarea drepturilor femeilor rome? Da, țin minte că înainte colega noastră, Aldeza, Georgiana Lincan, poate așa, noi o știm de Aldeza, lucra în organizație, ea cu Claudia Bulat. Să vorbim despre comunitatea, vorbim despre comunitatea din Mizil. Da, comunitatea din Mizil. Așa. Și pe atunci nu știam mai nimic. Atunci a venit Aldeza la verișoara ei, Simona Lincan, care de altfel și ea a fost în organizație. Și a venit să caute un facilitator. Da, atunci am participat și eu la întâlniri, după care am avut un contract cu ele ca facilitator comunitar. Pe atunci erau decât 8 femei în grup, care se întâlneau, să zic așa, nu chiar lunar, dar se întâlneau și făceau diferite activități. Și mie mi s-a părut... Exemple, ce ți-a plăcut? Ce activitate ți-a plăcut mai tare din întâlnirile alea care te-a făcut să îți dorești să lucrezi cu fetele în continuare? Nu știu, dar mie mi-a plăcut ideea asta că
toate erau pentru toate. Adică gen una pentru toți și toți pentru unul. Da. Nu știu, eu sunt foarte o persoană foarte deschisă. Și îmi place să cunosc persoane noi, caractere noi. Îmi place să comunic. Îmi place foarte mult să am prieteni, să pot să, nu știu, să împărtășesc lucruri. Mi-a plăcut foarte mult solidaritatea femeilor, care la noi nu prea era așa. Și de când este, de când s-a înființat grupul, poți să te duci mult mai ușor la primărie, să ceri ceva. Poți să rezolvi o problemă în comunitate mult, mult mai ușor. Pentru că nu te mai duci una singură. Te duci mai... Se duc mai multe femei pentru că toate au cam aceeași problemă. Am înțeles. Deci, eu știu că acolo la voi, la Vizil, este un grup foarte puternic, foarte bine organizat, care a făcut niște lucruri mărețe, pot să spun, în comunitatea din Vizil. Dacă la începutul activității voastre, comunitatea, de fapt cartierul, mai bine zis, arăta într-un hal fără de hal, gen neasfaltat, fără apă potabilă, fără canalizare, în decursul la acestor ani, de câțiva ani, cel puțin de 4-5 ani, voi, femeile din grupul de dezvoltare comunitară de acolo, ați reușit să faceți multe lucruri, tocmai cu ajutorul autorităților. Spune-mi, te rog, cum au reacționat autoritățile în fața cererilor venite din partea unor femei rome? Prima oară au fost foarte reticenți cu noi. Vreau să zic că nu ne primeau nici măcar să stea cu noi de vorbă. Ei stăteau la masă rotundă și noi stăteam într-un colț, ne întrebau primele, ne întrebau prima oară pe noi. Hai, spuneți-vă problema, gen să plecăm mai repede, să ne luăm tărpășița. Vorbim de ședințele de Consiliu Local. Da, ședințele, noi mergem la ședința de Consiliu în fiecare lună, mai puțin de un an de zile, care cred că se face online. Și colega mea, Laura Voina, ea participă acum pentru că este pe advocacy și ea participă în fiecare lună, aproape, online. Dar noi mergeam fizic și nu puteam să rezolvăm problema acolo. Ne organizam și făceam protest. Da, știu că ați făcut și niște proteste puternice acolo. În legătură cu... Ce solicitați voi atunci? În legătură cu infrastructura. În legătură cu câini. Cu mizeria de pe câmp. Cu iarbă, cu... era foarte mulți șerpi care veneau peste oameni din cauza vegetației. Și atunci o femeie a luat inițiativa de a merge cu șarpele în sticlă direct în ședința de consiliu. Wow, ce bine! Și a luat măsuri. Da, vreau să îmi tremura corpul că era fix lângă mine cu șarpele și eu am fobie de șerpi, dar nu ne-am lăsat și am mers cu el în ședința de consiliu. Dacă nu se rezolvă cu vorba bună, putem să recurgem la alte modalități. Gen proteste și alte minuni. Exact, exact. Da. Dar nu a fost chiar atât de ușor, nu a fost. Da, noi suntem luptătoare și nu ne lăsăm. Da, și știu că ați reușit, prin perseverența voastră ați reușit multe lucruri acolo. Poți să-mi dai exemple de soluții care au venit în urma demersurilor voastre cu autoritățile locale? Ați adus apă potabilă? Da, am adus apă în urma strângerii de 500 de semnături, dacă mi-aduc bine aminte. S-au luat câinii de pe stradă,
câini maidanezi care alergau câini și nu știu acum câți ani, să nu mint. O femeie a fost fâșiată de câini. Da. Și atunci s-a luat măsuri. După aia s-au pietruit 11 străzi din 13. Uh-huh. Nu era încă proiectul de asfaltare. Și acum s-a ajuns la asfaltare. Wow, felicitări! Străzile, deci chiar e, știi ce mă gândeam eu prima oară când eram mică, zic, n-o să mă mărit când nu văd străzile asfaltate. Și acătă că te-ai măritat exact când au început străzile să se asfalteze, nu? Da, 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 da. Cea mai mare dorință a noastră, a femeilor, a tuturor, și copii, și oameni mari, era lucrul ăsta să se asfalteze străzile. Era un noroi de nedescris. Ajungeau copiii la școală și profesori, învățători râdeau de ei că au încălțămintea murdară și ruptă. Da. Și acum îi mulțumim lui Dumnezeu, asociației, că întotdeauna a fost cu noi și ne-a îndrumat, ne-a deschis ușile, putem să intrăm mult mai ușor la primărie când zicem vin din partea organizației, vin din partea Asociației România, sunt din grupul de inițiativă Mizil. Putem să mergem mult mai ușor, e mult mai... V-ați făcut vizibile și puternice în același timp și da. Reprezentați cumva vocea comunității. Prin voi, exact. câteva femei rome din cartierul Mizil. Vorbindu-mi despre atâtea realizări pe care le-ați făcut voi pe parcursul acestor ani, cu siguranță ai observat și problemele cu care se confruntă femeile din comunitate, cel puțin la acest moment. Tinerele noastre rome, tinerii în general, care crezi tu că sunt problemele cu care se confruntă tinerele din comunitatea ta acum? Abandonul școlar este una dintre probleme. A doua, informarea cu vaccinul despre pandemie n-a ajuns cum trebuie în comunitate. Informație pentru tinerele mame care devin mame și nu știu cum să îngrijească un copil. Uh-huh. Organizația noastră a mai avut atelier cu Adina Păun. Este o moașă. Uh-huh. Care ne-a mai explicat cum să alăptăm, cum să îngrijim un copil, cum să ne îngrijim pe noi după ce dăm naștere. Dar din partea autorităților nu am văzut să trimită o moașă. Să trimită o moașă în comunitate. Uite, există grupul de inițiativă Eromnia. Mm-hmm. Puteți să vă duceți, să vorbiți cu ele, să vină de la autorități către noi. Mm-hmm. Da, să poată să vină cu noi, să informăm tinerele, mămici. Deci tu vezi că a și soluție pentru problemele voastre, implicarea autorităților mai mult în problemele voastre. Da. Și prin diferite acțiuni, așa cum le face inclusiv organizația la momentul ăsta, prin informare a mămicilor, da, din partea unor oameni care se pricep la lucrul ăsta, gen moașe, dar mi-ai spus mai devreme de abandonul școlar. Ce soluție ai vedea tu pentru prevenirea abandonului școlar, astfel încât copiii să-și continue studiile? O soluție pe care o vezi tu? O soluție ar fi tot din partea autorităților. Mm-hmm. Să facă ce? Să facă o sesizare. Nu știu, cum mă gândesc. Mai exact. O scrisoare către părinte. Uh-huh, uh-huh. Mai exact. Să-l informeze întâi. Crezi că copiii nu se mai duc la școală din cauza
situației financiare, din cauza... care e problema, de fapt? De ce nu mai merg copiii la școală? Unii și din cauza sărăciei. Deci, și crezi că niște burse le-ar fi de ajutor, astfel încât copiii să nu mai fie nevoiți să abandoneze școala pentru că n-au suport financiar de acasă? Îți dai seama, ar fi, cred că, o realizare. Să le dea o bursă, să poată să își continue studiile. Da, ar fi o motivație în plus. Pentru că ar fi și un venit pentru, nu numai pentru copil, poate și pentru familie. Poate să-și cumpere și el de îmbrăcat, de ceva rechizite. Ar fi de mare ajutor. Țin minte că, sincer, eu n-am putut să-mi continui studiile tot din cauza asta. Părinții mei au trebuit să plece, să avem și noi un trai cât de cât decent. De să iasă în afară, să muncească afară, să poată să vă trimită bănuți, să puteți să vă mențineți în școală. Exact. Dar n-am putut să continui din cauza asta. Și atunci aveam alocația cu 25 de lei. 35 de lei, atât de ele. Da. Deci crezi că autoritățile ar trebui să se implice mai mult în educație? Da, mi-aș dori foarte mult să se implice mai mult. Și există, noi avem un grup de tineri și tinere rome. Deci avem și grup de tineri, nu numai de femei. Ar putea să vină către ei, să informeze pe ei și tinerii noștri din grup la rândul lor o să informeze alți tineri. Să-i încurajeze, să-i ajute mai, dar nu știu, niciodată nu am văzut implicarea lor, doar că ne-am dus noi tot peste ei și am făcut în așa fel să poată să rezolve unele probleme din comunitate. Da. Eu din câte cunosc despre tine, pentru că te-am cunoscut așa paralel, să spunem, mai mult te-am cunoscut profesional, dar personal știu că provii dintr-o familie de romi și, după cum știm, fetele rome sunt educate într-un anumit mod. Spune-mi, te rog, dacă relația ta cu părinții, dat fiindcă acum ești mămică, proaspătă mămică și ai un pitic superb, un înger de copil, spune-mi dacă relația ta cu părinții îți influențează relația cu propriul tău copil și cum anume? Relația mea cu părinții. Nu știu, eu am fost un copil, să zic, mai altfel. Vreau să vorbesc un pic despre relația mea personală cu părinții mei. Te rog. Mi-aș fi dorit din partea părinților. Cred că n-am avut nici posibilitatea asta. Să mă împingă mai mult spre școală, mai mult spre a învăța mai mult. Nu pot să zic că am fost un copil prost sau mai puțin, nu prost. Nu pot să zic că am fost un copil care nu știa mai nimic la școală, care nu învăța. Eu chiar am fost la Olimpiada de Română, de Matematică. Bravo! Am luat premiu, serios. Bravo, bravo! Dar din cauza sărăciei, cum m-am mai spus, am abandonat. Și mi-aș fi dorit să mă împingă mai mult. Am înțeles. Crezi că... Da. Și, nu știu, mă gândesc acum că sunt mulți copii în situația ta care, dacă ar fi un piculeț împinși de părinți către școală, ar avea și motivație și mai ales puterea aia care se împingă. Băi, dar nu știu, eu mă gândesc că totuși educația nu este...
nu este mediatizată prea mult în comunitate. De fapt, cred că oamenii nu realizează importanța educației în viața unui copil. Da, da, avem exemple în comunitatea noastră. Avem romi care sunt avocați. Uh-huh. Avem romi care lucrează în poliție, MEI. Avem romi care lucrează în școală, mediator școlar, sanitar. Da, contează foarte mult și lucrul ăsta și de la părinte către copil. Să aibă o relație mult mai deschisă, să-l informeze, să... De exemplu, de educație sexuală nu pot să vorbim. Da. Adică părintele să-și informeze copilul, nu de la... Sincer, nu-mi place la școală că informează lucrul ăsta. Dar mi-aș dori să fie așa o relație între mamă și fiică sau fiu. Acolo, să fie informații acolo. Uite, mamă, ce trebuie. Te căsătorești și mai târziu. Sau, nu știu. Lucruri care depind de părinți. Da. Și, nu știu, pe partea asta îmi doresc foarte mult pentru copilul meu să învețe, să nu abandoneze cum am abandonat eu. Și cu ajutorul Dumnezeu să am grijă să-i ofer timpul meu. Care este foarte important. Da, este foarte important. Ce mesaj le-ai transmite părinților? Să fie foarte la deschiși cu copiilor. Foarte deschiși să le explice toate lucrurile. Chiar dacă de multe ori sunt rușinoase, așa cum se spune în comunitate. Da, da, da. Eu, sincer, mi-am călcat așa oarecum pe inimă, pentru că nu este ușor să povestești părintelui tău, de relația ta cu prietenul tău, știi? Uh-huh. Dar... Cred că de acolo vine cea mai corectă informație și cea mai sinceră, să spunem, informație, dacă vine din partea lor tăi. Exact. Deci, cea mai bună prietenă poate să fie mama ta. Cel mai bun prieten poate să fie tatăl tău. Deci am avut o relație cu tatăl meu foarte bună. Foarte, foarte bună. Și cu mama mea și la momentul ăsta, dacă, Doamne ferește, s-ar întâmpla ceva cu ei, cred că aș suferi foarte mult. Sunt ei la momentul ăsta, devenind și eu mamă, ei sunt slăbiciunea mea. Acum ai realizat ce importanță au părinții în viața unui. Exact. Cum realizezi ce înseamnă să fii părinte, să duci grijă copilului, să, nu știu, să-i oferi tot ce poți. Da, pentru că el depinde de tine. Exact. Da, și da, te-am emoționat și dacă tot ești în starea asta așa de sensibilitate, te rog frumos să transmiți și un mesaj tinerilor. Ok, am vorbit cu părinții. Hai să vorbim și cu tinerii. Ce mesaj le-ai transmite tinerilor? Dat fiindcă ai ajuns în pragul ăla de a fi părinte, ai fost și copil, ce mesaj le-ai transmite tu tinerilor din ziua de azi? Tinerilor rom din comunitățile noastre. Tinerilor noștri, aș vrea să ajungă un mesaj. Cum ar fi, nu știu, să-și creeze ei un țel, să aibă viziune, nu să... Să îndrăznească să viseze, să îndrăznească exact, să viseze. Exact. Să nu se limiteze la doar trebuie să mă căsătoresc, să am copii și atât. Eu, înainte să mă căsătoresc, am avut ocazia și îi mulțumesc Dumnezeu pentru toate lucrurile și pentru încrederea părinților care au avut-o în mine. Am fost plecată cu organizația în mai multe țări. Uh-huh. Adică pot să spun că am văzut cam tot ce era în lume. Și îmi doresc pentru ei să se focuseze mai mult pe carieră, să-și construiască o carieră.
Exact. Și apoi... Să-și plinească riscul oarecum, indiferent ce vor spune oamenii, că mulți și în comunitate. Comunitatea vorbește foarte mult și nu trebuie să se uite la ce zic. Trebuie să-și urmărească propriul lui interes și propriul vis. Exact. Da. Exact. Adelina, te văd emoționată toată și poate acum am prins momentul ăla. Cu siguranță ți-amintești o acțiune din munca ta de activistă, o amintire, un ceva care să te facă să te simți mândră de meseria asta de activist din toată munca ta de atâția ani. Îți amintești ceva care să te facă să te simți într-adevăr mândră, super mândră de tine? Nu știu, de mine, pentru că noi întotdeauna am lucrat în echipă. Și sunt mândră de toate femeile care sunt în grupul nostru. Și le mulțumesc pe calea asta tuturor care au crezut în noi. Și întotdeauna ele vin și asta mă face mult mai mândră, pentru că ele singură vin la noi și împărtășesc cu noi problemele personale. Încrederea lor în noi. Deci cumva te simți mândră atunci când o femeie vine și spune lucruri și îți demonstrează că are încredere în tine. Da. Asta demonstrează că și voi la rândul vostru le-ați dat niște dovezi prin care le-ați demonstrat că pot avea încredere în voi. Exact. Pentru că toate am luptat pentru visul poate a tuturor sau poate doar a uneia singure. Întotdeauna am fost unite. Felicitări! Felicitări pentru toată munca ta și a colegilor tale, să vă dea Dumnezeu putere de muncă în continuare, să realizați încă de 1000 de ori pe cât ați realizat până acum și fiecare vis de-al vostru să devină realitate. Da, mulțumim! Ai un vis? Ai un vis? Ai un bun țel așa, nu știu, personal, profesional, pe care ți-l dorești atât de tare? Sincer, vorbind acum, tot ce mi-am dorit, Dumnezeu mi-a dat. Fetele noastre din organizație știu. Țin minte că am fost toate adunate, strânse la o întâlnire. Adunate la o întâlnire și atunci ne-am zis fiecare ce ne-am dorit, ce ne dorim pe viitor. Și eu am fost foarte sinceră și le-am zis, uite, îmi doresc o familie, îmi doresc o casă, îmi doresc un copil. Și pot să zic că într-un an jumate, nu exagerez, le-am primit pe toate. Felicitări, după sufletul tău și după, de fapt, asta e răsplata muncii tale și a dorințelor tale. Da, acum îmi doresc să, ca Dumnezeu să-mi dea înțelepciune, să-mi dea pricepere, să pot să-mi cresc copilul așa cum trebuie. Și apoi mi-aș dori foarte mult să-mi deschid un salon. Au! Doamne ajută! Doamne ajută! Am văzut că te-ai dus și în linia asta. Felicitări! Continuă! Și orice este posibil, numai dacă îți dorești. Pe lângă faptul că îmi doresc să continui cu organizația noastră, femeile noastre, să creștem împreună, să învățăm întotdeauna una de la alta, pentru că întotdeauna înveți câte ceva. Întotdeauna. Deci, pe lângă toate astea, îmi doresc să îmi deschid și... Doamne ajută! Poate la anul ne întâlnim și facem podcastul din salon? Da, cu voia lui Dumnezeu, poate reușim să facem
podcastul din salon. Adelina, îți mulțumesc mult de tot că ai acceptat să vorbești cu noi, să-ți împărtășești povestea cu noi și cu toți cei care ne urmăresc și celor care ne vor urmări cu siguranță. Îți reamintesc și vă reamintesc tuturor că acest podcast este realizat în cadrul proiectului Rețele de Solidaritate pentru Femeile Rome, proiect derulat de Romnia, Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome, împreună cu Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate, SASTIPEN, și beneficiază de o finanțare în valoare de 250.000 de euro prin programul Active Citizen Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SEE 2014-2021. Adelina mea, îți mulțumesc încă o dată. Să dea Dumnezeu ție să îndeplinească fiecare vis și fiecare dorință. Îți doresc sănătate ție, piticului tău și familiei tale și părinților tăi și fraților tăi și să dea Dumnezeu la cât mai multe reușite în toate domeniile. Mulțumesc mult de tot! Mulțumesc și eu, Dumnezeu să te binecuvinteze și îți mulțumesc că, nu știu, m-am simțit foarte lejeră să vorbesc. Cred că ești tu foarte deschisă și caldă, nu știu, și prietenoasă. Ești prietena mea. Ești prietena mea și te apreciez mult. Mulțumesc, Domnului, că am putut să cunosc oameni ca tine, ca și colega noastră Carmen Aldeza, Anca, Roxana și foarte multe persoane tot din... Persoane bune, persoane cu suflet. Muncii noastre. Da.